Credincioșii din Giornavoda au motivă de bucurie. După mai bine de o lună în care au avut de înfruntat frigul în bisericile din oraș, coșmarul a luat sfârșit. Uh, trebuie schimbată legătura la rețeau, de la rețeaua veche care trecea prin Curtea Bisericii Catolice, la rețeaua nouă pe care am făcut-o pe strada Bălcescu, astfel încât uh, imediat, adică săptămâna aceasta, până la slujba de duminica viitoare, până la slujba de pe Z, pe 9, să schimbăm deja racordul la altă rețea, la o rețea nouă, astfel încât biserica se încălzească. Cernăvodănii spun că erau absolut necesare aceste lucrări, mai ales că tot mai mulți enoriași își găsesc refugiul în lăcașul Domnului. Un lucru care trebuie să fie făcut, din prin apropiere, din cutare, vin ca să roage cu vorba aceea că poți, trebuie să avem o credință a Domnului. Și au nevoie de temperatură optimă în biserică. Obligat! Sistemul de încălzire al bisericii Sfinții Constantin și Elena din Cernavodă nu a mai fost înlocuit de mai bine decât câțiva iar pe timpul iernii Ricul din incinta lăcașului de cult cauza probleme enoriașilor, dar și preoților parohi.